șeful BNR intervine în conflictul guvern, Iohannis. Iscu preia discursul președintelui, măsurile fiscale arată opial în sus în jos. Mugur Iscu nu ratează nici o ocazie să taxeze guvernul PSD. Guvernatorul BNR a declarat, miercuri, ce este greu să îi ating ținta cu atâtea suiurei coborâri fiscale din ultimii ani. Iscu i-a dat dreptate președintelui Iohannis, afirmând ce opiala fiscal nu face deloc bine economiei României. Este greu să-mi ating ținta cu atâtea suiurei coborâri fiscale din ultimii ani. Când spun măsuri fiscale nu mă refer la ce a făcut actualul guvern, ci aceste măsuri nu i-au produs efectele, ci la toate aceste măsuri fiscale care arată, ca să folosesc cuvintele președintelui Iohannis, nepunctred, opial, în sus în jos, în sus în jos. E foarte greu de lucrat cu ceva, fiind noi lucrăm cu anticipai, toate aceste creteri și cederi mari de impozite înseamnă foarte mult. Ai nevoie de un cadru macroeconomic stabil ca să ai inflație stabil, a spus Iscu, scrie Hot News. BNR a prezentat miercuri raportul privind inflaia, Iscu precizând ce au fost multe cauze pentru creterea inflaiei. Majorarea accizei la combustibil, după ce a fost secezut. Ce poți să-i faci ce se contracarezi inflaia? Nici nu este bine, înseamnă să sugrumi economia, a spus șeful BNR.